Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile TVT! Anul 2010 a fost un an greu, caracterizat de mulți, an care a stat sub semnul disponibilizărilor, a tăierilor de salarii și a diminuărilor de bugeturi. Județul Vaslui a intrat în 2010 cu proiecte și planuri de modernizare. O parte dintre acestea s-au realizat, altele au stat la mâna guvernului. Pentru administrația județeană, anul 2010 a fost un an greu, un an în care s-au pierdut oameni în sistem și s-au tăiat din fonduri. Anul 2010 a fost și va rămâne un an dintre cei mai dificili din punctul de vedere al administrației publice județene. Un an dificil pentru că a fost și un an cu buget mic, a fost și un an cu tăieri masive atât din buget cât și din alte capitole ale bugetului, dar mai ales frământările acestea care au privit administrația publică. Trimis în șomaj un anumit număr, tăiat din salariu 25%, tăiat din banii Consiliului Județean în trimestru 4 și așa mai departe. Toți salariații au fost bulversați din toate punctele de vedere. Vedeți dumneavoastră, 2010 a fost un an al contrastelor. Acum am spus că am ieșit din criză, acum spunem că nu suntem încă ieșiți din criză, acum spunem că nu mai tăiem salariile decât până la sfârșitul anului, acum spunem că mergem și la anul. Ce să mai înțeleagă salariații aceștia săraci? Nici nu știu unii dintre ei încotro să apuce ca să se descurce cât de cât. Oricum, a fost un an foarte trist din toate punctele de vedere în ceea ce privește administrația. În ceea ce privește situația financiară, o mână de ajutor a venit din partea Uniunii Europene, de unde s-au împrumutat 20 de milioane de euro pentru proiectele deja demarate. S-au făcut drumuri și s-au reabilitat obiective. Un an slab, rău, din punct de vedere financiar. Dacă n-aș fi avut la Consiliul Județean acel împrumut făcut de 20 de milioane de euro, nu m-aș fi putut descurca. Dacă n-aș fi avut acești bani pe proiecte și programe din Uniunea Europeană, aș fi stat cu mâna în buzunar și cam atât. Din acel împrumut contractat de către Consiliul Județean, în anii trecuți am mers înainte cu investiția la apă. Mai încet, dar am mers. Nu s-a asistat, n-am pierdut finanțare. Am mers înainte cu drumurile județene. În jur de 150 de kilometri au fost reabilitați din punctul de vedere al gropilor din asfalt sau chiar al asfaltării cu covor asfaltic. Din acel împrumut am terminat cu blocul de locuințe din Bârlad, bloc care îl avem pentru cei care lucrează în protecția socială din cadrul Consiliului Județean. Iar din banii de la Uniunea Europeană, bani pe programe și proiecte, am mers în continuare cu reabilitarea teatrului și muzeului din Bârlad. Am terminat aproape drumul Crețești-Murgeni, 55 de kilometri de asfalt. Mai avem ceva pe la trotuare și putem spune că am terminat lucrarea. Pentru anul 2011, gândurile bune nu întârzie să apară, la fel și speranțele de mai bine. Toate însă stau sub semnul nesiguranței, în condițiile în care mai mari țări nu se hotărăsc dacă au ieșit din criză sau nu. După ce a preluat Spitalul Județean de Urgență Vaslui, Consiliul Județean are planuri mari pentru unitatea spitalicească. Aceasta va intra anul viitor în proces de reamenajare, iar alături de ea și unitatea 2 a Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Spitalul Județean de Urgență a fost preluat în acest an de Consiliul Județean Vaslui, dar numai după ce Ministerul Sănătății a plătit datoriile de peste 40 de milioane de lei. Pentru anul viitor, Consiliul Județean are planuri mari pentru unitatea spitalicească a județului. Avem un proiect noi, Consiliul Județean, de peste 120 de miliarde acolo, de a recompartimenta și a aranja mai bine secțiile, de a mări numărul de locuri în spital. Nu-i doresc nimănui să treacă prin spital, dar din nefericire, câteodată, ori avem pe cineva drag, ori mi se întâmplă nouă să mergem în spital. Și atunci eu, ca om cu responsabilități, am datoria sacră de a asigura la spital căldura, hrana celor care sunt în spital și tratamentul medical corespunzător. Eu nu idilizez
Sunt foarte multe probleme acolo. Așa ne-am hotărât toți trei, Mihalache, Buzatu și Bichineț. Nu intervenim o lună, două luni de zile, lăsăm medicii să găsească dânsii căile cele mai bune pentru ca spitalul să funcționeze ca spital județean de urgență. Reabilitările nu se vor opri aici. În proces de modernizare va intra și spitalul de psihiatrie, care nu a mai suferit modernizări de ani buni. Și ne vom implica anul acesta și la spitalul de psihiatrie de aici, unde, din nefericire, ani de zile, în județul Vaslui nu s-a făcut mai nimic. Aflu de la directorul de acolo, doctorul Silvestrovici, un om foarte bun de altfel, că ajung foarte mulți români datorită greutăților să cedeze psihic. Asta aș vrea să spun, că un om care trece printr-un balans ăsta, o mică depresie sau depresie, mă, nu, oamenii ăștia nu sunt nebuni, au niște probleme sufletești, au niște probleme pe care noi toți cei din jur, dar mai ales medicii de specialitate, trebuie să-i ajute. Pentru asta Consiliul Județean va găsi resurse să ajute și acest spital. Proiectele de modernizare se ridică peste suma de 120 de miliarde de lei vechi. Lucrările vor începe în primăvara anului următor la Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Corneliu Mihalache, a organizat o conferință de presă pentru a-și acorda dreptul la replică în ceea ce privește articolele apărute în presa locală despre gestionarea anumitor fonduri sau eliberarea unor autorizații de funcționare a unei clinici din Vaslui. Mihalache a spus că va acționa în instanță Cotidianul Vremea Nouă. Conferința de presă organizată la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui a avut printre subiectele zilei și articolele apărute în presa locală despre președintele instituției în privința gestionării unor fonduri și favorizarea unei clinici din Vaslui care nu îndeplinește condițiile legale de funcționare. Mă simt obligat să dau niște răspunsuri, deși m-am așteptat ca cei care au scos în presă tot felul de materiale, unele cel puțin neacoperite, să-și fi dați seama că nu au justificare și să fie revenit. Am așteptat, se pare că nu a fost niciun fel de intenție în acest sens, deci mă simt obligat să dau niște explicații. Deși, sincer, aș vrea să abordez o altă tehnică, aia de să tac, pentru că e un proverb românesc care spune că dacă te amesti în râs, te mănâncă porcii. N-aș vrea să intru în tărâța asta, dar sunt obligat, asta este. Deci o publicație din județul Vaslui, un cotidian, a prezentat în ultimele două săptămâni de zile, bineînțeles, într-un mod gradual, un aspect prin care acuză Casa de Sănătate Vaslui că ar fi încheiat un contract nejustificat și în defavoarea asiguraților și în defavoarea altor furnizori de servicii, respectiv în segmentul de servicii paraclinice, și ne referim aici la contractul încheiat de Recumed cu Casa de Asigurări Vaslui. Președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate s-a simțit obligat să se apere împotriva atacurilor primite din partea presei locale. Mă simt obligat să o verific acționând în instanță ziarul respectiv. Mă simt obligat să fac o acțiune pentru calomnie și o acțiune atât împotriva ziarului cât și a celui care a scris. Am făcut pentru clarificare de mersuri, de verificare a documentelor prin care s-am ajutat captat la Motor Group, de către structurile de investigație ale poliției. Vreau să vă spun că aceste documente, conform legislației, orice tranzacție mai mare de 10.000 de euro este verificată automat de o echipă a Ministerului de Interne. Cotidianul Vaslui a lansat în urmă cu ceva timp un atac asupra președintelui Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vaslui. Reprezentantul instituției spune că va cerceta și dacă o persoană din instituție a trimis către Cotidian extractele de cont și dacă va fi găsită, aceasta va suporta consecințele. Au plătit pentru vechime. Zeci de vasluieni au mers la Casa de Pensii pentru a plăti contribuțiile retroactive la buget. Peste 200.000 de lei au intrat în vistieria statului, iar cea mai mare sumă plătită integral de o persoană depășește 10.000 de lei.
Începând cu data de 2 noiembrie 2010, a intrat în vigoare ordonanța de urgență numărul 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii. Acest act normativ permite recunoașterea stajului de cotizare în sistemul public de pensii pentru perioadele pentru care se achită retroactiv contribuția de asigurări sociale actualizată. Vasluienii au fost interesați să-și încheie contracte cu Casa Județeană de Pensii Vaslui, contracte de asigurare ce le oferă posibilitatea să-și completeze stajul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie. Decembrie este ultima lună în care se mai poate plăti această contribuție. Executivul nu a manifestat interesul ca această ordonanță să continue și în 2010. În privința sumelor de bani pe care o persoană trebuie să le plătească pentru a beneficia de 5 ani vechime, menționăm că acestea sunt determinate de venitul asigurat la care se achită contribuția de asigurări sociale. Acest venit nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată, corespunzător fiecare luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public. Astfel, dacă o persoană dorește să achite contribuția de asigurări sociale pentru 5 ani vechime la salariul minim brut pe țară, va trebui să plătească 10.120 lei. Suma totală colectată este de 203.518 lei din 63 de contracte date oferite pe 17 decembrie 2010. Un singur vasluian s-a prezentat să achite suma integrală de 10.120 de lei. Deși o vorbă spune că sărbătoarea Crăciunului nu e completă fără brad, specialiștii susțin că această specie este expusă la câteva pericole, printre care tăierile ilegale și excesive. Amănunte privința știrile pe scurt, revenim imediat. În cel mai sărac județ al țării există și șmecheri care îngroașă rândurile șomerilor doar pentru a încasa ușor niște bani. Unii refuză în mod repetat un loc de muncă oferit de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, iar alții profită de statutul de șomer și după ce și-au găsit un loc de muncă. În acest an a fost depistat mai puțin de 457 de șomeri care nu au anunțat agenția din Vaslui că și-au găsit slujbă și care au încasat indemnizația de șomaj. A produs o gaură în bugetul asigurărilor de șomaj de peste 1,58 miliarde de lei vechi, adică 158.303 lei. Până în prezent s-au recuperat abia 1,07 miliarde de lei. 116 șomeri nu au restituit niciun leu. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui având de recuperat de la aceștia peste 500 de milioane de lei. Printre șomerii care sunt obligați să restituie indemnizația se află și câțiva salariați, incomoz pentru angajatori, care au fost dați afară, dar care au câștigat în instanță reîncadrarea. Alți 27 de șomeri au fost obligați în acest an să restituie peste 120 de milioane de lei vechi, din cauza că nu au respectat raportul de muncă de cel puțin 12 luni după ce au primit venit de completare, conform legii privind asigurările pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Prăpastia pe marginea căreia se află sistemul județean de protecție socială se adâncește din ce în ce mai mult. Semnele de rău augur s-au putut vedea încă de la jumătatea acestui an, mai exact din momentul în care s-a aplicat tăierea salariilor și diminuarea bugetelor. Salariații din sistem dau bir cu fugiții pe capete, disperați că nu reușesc să se mai descurce cu doar 500 de lei pe lună, cât mai câștigă acum un simplu angajat. Și mai îngrijorător este faptul că anul viitor se anunță la fel de dezastruos. În decurs de numai jumătate de an, din cei 2500 de angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, numai puțin de 10% au părăsit sistemul. Pur și simplu, oamenii și-au dat demisia, mulți plecând peste hotare în speranța unei slujbe mai bine plătite. Pentru finanțiștii vasluieni, 2010 a însemnat anul cu un număr record de executări silite. Aproape 1.000 de miliarde de lei vechi au fost recuperate de la firmele falimentare după ce acestea au fost asaltate de zeci de mii de somații și sute de sechestre pe bunuri și popriri. Aproape 46% din suma totală provine din executări silite. În acest an au fost trimise peste 70.000 de somații și zeci de firme au falimentat pe capete. Lucrul bun este că se duc bani grei la bugetul de stat. Lucrul rău este că firmele falimentează în județul Vaslui una după alta, criza economică făcând rafagii. Funcționarii Direcției Generală a Finanțelor Publice Vaslui au trimis de mii de somații către firmele vasluiene și s-au aplicat aproape 300 de sechestre de bunuri. S-au executat și nenumărate popriri pe conturile bancare și terți. Peste 46% din cei 1.000 de miliarde de lei vechi provin din aplicarea procedurilor de executare silită. Deși o vorbă spune că sărbătoarea Crăciunului nu e completă fără brad, specialiștii susțin că această specie este expusă la câteva pericole, printre care tăierile ilegale și excesive. Pentru că regenerarea artificială a brazilor este mai dificilă ca în cazul altor tipuri de arbori, specia este mai expusă la pericolul tăierilor ilegale în perioadele de regenerare, susțin specialiștii ai Organizației de Mediu. Mai mult, arborii sunt afectați și de schimbările climatice, care lovesc întreaga vegetație, chiar dacă în acest moment impactul nu este unul vizibil. În mod normal, tăierea brazilor de Crăciun se face dintre cei tineri, care cresc foarte deși și trebuie răriți. Problema este că se taie și vârfuri de brad din arbori mai în vârstă, lucru foarte grav, având în vedere că în cazul acesta nu ar trebui să se intervină nici cu tăierea întregului arbore, atrag atenția specialiștii.
În 2 ani, rezultatele școlarilor la examenele naționale vor putea fi analizate cu ajutorul unui soft special. Comportamentul unui candidat în fața unei comisii, cât de greu citește un text, cât de explicit este scris, sunt elemente date la o parte atunci când vine vorba despre examene în școlile românești, unde mare parte dintre dascăl sunt învățați să creadă în notă ca în Dumnezeul evaluării unui elev. Această mentalitate e însă pe punctul de a se schimba. Rezultatele la evaluările naționale la fiecare școală, dar și cele individuale ale unui elev, ce județ s-a descurcat mai bine la probele reale și care dintre elevi sunt ași la limba română, toate acestea vor putea fi centralizate cu ajutorul unui soft special. Meteorologii ne anunță că până la sfârșitul acestei săptămâni, nopțile vor fi destul de geroase, cu ninsori și vânt puternic ce va viscoli zăpada. La Vaslui, noaptea de miercuri spre joi a fost greu de suportat de populație. Temperaturile coborând până la minus 17 grade Celsius. S-a răcit brusc și abia am făcut față frigului. A mers centrala ca un furnal azi noapte. Nu mă așteptam să se răcească așa de mult, a spus Eleonora Bărbulescu, o vasluiancă în vârstă de 49 de ani. Și pe cerșetori, gerul i-a strâns de pe străzi, majoritatea găsindu-și adăpost la secția de psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Cei mai mulți au cerut sprijinul nostru în ziua de marți, când s-au cazat 10 persoane. Acum avem adăpostite la noi 12 persoane nevoiașe. Media zilnică a celor care ne cer ajutor este de 2-3 persoane, a spus o asistentă de la secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Vaslui. De altfel, Primăria Vaslui a încheiat un protocol cu Spitalul Județean de Urgență Vaslui, conform căruia oamenii străzii vor găsi aici găzduire pe perioada de iarnă. În inventarul autorităților se regăsesc 37 de adulți și copii ai străzii. În sezonul rece s-a știut faptul că tot mai multe persoane improvizează instalații electrice pentru a se încălzi. Inspectoratul pentru situații de urgență trage un semnal de alarmă către vasluieni în această privință. Pentru a evita producerea incendiilor în sezonul rece, este bine de știut faptul că orice instalație improvizată vă poate pune viața în pericol. Inspectoratul de situații de urgență recomandă următoarele măsuri de prevenire a incendiilor pentru sezonul rece: alegerea corespunzătoare a sistemului de încălzire central sau local și agentului termic, abur, apă caldă, aer cald sau ulei, în funcție de pericolul de incendiu și explozie în spațiile încălzite, interzicerea utilizării unor instalații, aparate, mașini, sobe și altor mijloace de încălzire sau de gătit nestandardizate, neomologate, improvizate, defecte sau nesupravegheate. Produsele, materiale și substanțele combustibile se amplasează la distanța de siguranță față de sursele de căldură, ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor. Se interzice folosirea sobelor și a unor mijloace de încălzire defecte, supraalimentarea cu combustibil sau nesupravegherea, precum și aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile. Este obligatorie verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului. Este interzisă exploatarea sistemelor, instalațiilor și dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, mașinilor și utilajelor termice cu defecțiuni, improvizații sau fără protecția corespunzătoare față de materialele sau substanțele combustibile din spațiul în care sunt utilizate. Montarea, amplasarea, verificarea și funcționarea sobelor și coșurilor se vor efectua numai conform instrucțiunilor producătorului și reglementărilor în vigoare. Polițiștii în cadrul Inspectoratului de Poliție al județului au oferit copiilor cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Este vorba despre copiii din centrul de plasament de la Negrești. Copiii au pregătit și un program artistic. La Casa de Cultură din orașul Negrești a avut loc serbarea Pomul de Crăciun, activitatea organizată de Centrul de Plasament Negrești. La activitatea au participat și polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Vaslui. Polițiștii au oferit cadouri copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru ca la fiecare final de an a devenit o tradiție pentru Inspectoratul de Poliție al județului Vaslui, care sprijină centrul de plasament. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui au fost încântați de spectacolul oferit de copii și au declarat că au așteptat cu nerăbdare momentul. Suntem din nou în mijlocul copiilor de la Negrești, ne face o deosebită bucurie. Am așteptat cu multă nerăbdare acest moment, cred că mai mult ei, însă ați văzut și dumneavoastră programul pe care ni l-au prezentat. Ne-au adus din nou în preajma copilăriei noastre, ne-am simțit extraordinar de bine și le mulțumim pe această cale. Cadourile oferite în acest an s-au ridicat la suma de 37 de milioane de lei vechi, bani proveniți din donațiile polițiștilor pe parcursul unui an întreg. Copiii au primit dulciuri, jucării și hăinuțe. Țin să aduc la cunoștință tuturor cetățenilor că an de an lucrătorii Poliției Județului Vaslui oferă atenții
mai mici sau mai mari. Anul acesta a oferit cadouri în valoare de 37 de milioane copiilor de la Centrul Negrești, constând în traininguri, dulciuri și, desigur, atențiile care sunt specifice acestui sezon. Noi ne-am bucurat și suntem bucuroși că încă mai putem face, crea și câteva momente de bucurie copiilor. Efortul nu a fost deosebit din partea noastră. Faptul că lună de lună se strânge un minim de bani pentru acest eveniment face ca la o anumită perioadă de timp să se aducă bani suficienți pentru a crea aceste momente fericite copiilor. În fiecare an, Inspectoratul de Poliție a județului Vaslui oferă cadouri de Crăciun copiilor din centrul de plasament, iar evenimentul este o adevărată mândrie pentru reprezentanții instituției. Iarna și-a intrat în drepturi și sărbătorile se apropie. Orașul este amenajat pentru Crăciun, iar luminile și bradul se vor aprinde sâmbătă într-o festivitate special organizată de Primăria Vaslui. Autoritățile locale vor organiza la final de săptămână o festivitate specială pentru aprinderea luminilor de sărbători și a bradului de Crăciun. În acest an s-a investit bani în instalațiile pentru sărbătorile de iarnă. Acestea au fost, în schimb, amenajate altfel. S-a luat decizia la nivelul primăriei pe data de 18 decembrie, sâmbătă 18 decembrie, odată cu iluminatul stradal, iluminatul nocturn, să fie aprinse și aceste ghirlande de sărbători. În marea majoritate sunt aceleași instalații ca anul trecut. Am încercat să le așezăm sub alte forme, alte modele, pentru a da o imagine nouă și plăcută tuturor vaslienilor. Sâmbătă 18 decembrie, în piața civică a municipiului Vaslui, va avea loc festivitatea de aprindere a luminilor și a bradului de Crăciun. Vaslienii sunt așteptați în număr cât mai mare de la orele 17. Primăria Vaslui a organizat în sala Casei de Cultură Constantin Tănase festivalul de colinde al școlilor și liceelor din Vaslui. Grupuri de elevi au urcat pe scenă pentru a încânta cu melodiile specifice iernii. Din păcate, frigul le-a cam dat bătăi de cap copiilor. Primăria Vaslui a organizat alături de școlile din municipiu festivalul de colinde al școlilor și liceelor. Grupuri de elevi din Vaslui au urcat pe scena Casei de Cultură pentru a aduce un gând bun de sărbători cu ajutorul colindelor. Așa cum este un festival al școlilor, ne-am gândit ca fiecare dintre grupurile reprezentative să aibă un program de colinde liber ales, dar să nu depășească mai mult de 3 colinde. Mai sunt excepții pe aici și pe acolo, dar să nu depășească 3 colinde, tocmai pentru a nu prelungi răbdarea și așteptarea celorlalți. Aș vrea să fac cunoscut că acest festival de colinde se înscrie alături de festivalul de date și obiceiuri păstorit de către Consiliul Județean prin Centrul de Creație Populară, în manifestările care se încadrează în atmosfera sărbătorilor de iarnă și care vrea să aducă în centrul atenției preocupările școlilor, preocupărilor cadrelor didactice în acest sens. Din păcate, frigul din sală le-a creat unele probleme de disconfort copiilor care au cântat cu hăinuțele pe ei. Deși reprezentanții Casei de Cultură au declarat că în unitate se distribuie agent termic, acest lucru nu s-a simțit la festivalul, unde copiii ar fi trebuit să aibă tot confortul asigurat. Iată unde sunt amplasate radarele la acest final de săptămână.
Polițiștii din cadrul Serviciului de Poliție Rutieră vor fi din nou la datorie pe cele mai importante trasee ale județului. Astfel, sâmbătă 18 decembrie, radarele vor fi amplasate pe drumul național 24 Satu Nou Vălen-Solești, drumul național 24 Muldeni de Jos Băcăoani-Crasna, drumul național 15 de Vaslui Ștefan cel Mare, drumul european 581 Bârlad Bădeana-Tutova, drumul european 581 Huș-Albița-Drânceni și drumul național 24 Huș-Stănilești. Duminică 19 decembrie, radarele vor fi amplasate pe drumul național 24 Vaslui Vălen-Solești, drumul național 24 Vaslui Muteni de Jos Crasna, drumul național 15 de Vaslui Ștefan cel Mare Vulturești, drumul european 581 Bârlad Bădeana Tutova, drumul european 581 Huș Satu Nou Oltene și drumul european 581 Huș Albița. Amplasarea aparatelor radar se realizează în funcție de situația operativă, condițiile meteo rutiere ori alte cazuri de forță majoră. Polițiștii avertizează că depășirea limitelor legale de viteză și viteza neadaptată la condițiile de trafic reprezintă unele din principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice. Poliția română recomandă conducătorilor auto începători să evite pe cât posibil conducerea autovehiculului în condiții de drum alunecos, pe timp de noapte sau pe distanțe mari, date fiind experiența redusă și riscul implicării în evenimente rutiere nedorite. Dacă au mai puțin de un an de practică, viteza maximă admisă în afara localităților este cu 20 km pe oră mai mică. FC Vaslui a obținut cele mai multe puncte în jocurile disputate pe teren propriu, bifând doar o singură înfrângere, cu Steaua. FC Vaslui s-a dovedit a fi o nucătare pe teren propriu, obținând 21 de puncte din totalul de 32 de puncte acumulate în prima parte de campionat. Din cele 10 meciuri disputate pe propria arenă, formația vasluiană a bifat 6 victorii, 3 rezultate de egalitate și o înfrângere. Rezultatele de egalitate au fost în compania formațiilor FCM Târgu Mureș, Astra Proiești și Rapid, iar singura înfrângere a înregistrat-o în fața echipei Steaua. Am terminat pe un loc 3 nesperat la un moment dat. Puteam să ne fi clasat și pe poziția secundă fără nicio problemă, însă am pierdut 4 puncte acasă în ultimele meciuri cu echipe cu care ne-am fost superioare. Din păcate, aceste puncte contează enorm în clasament. Poate că am fi fost mult mai liniștiți în această vacanță de iarnă dacă aveam mai multe puncte și eram pe o poziție mai sus, a declarat Viorel Hizo, antrenorului FC Vaslui. În meciurile din deplasare, Vaslui a obținut 11 puncte cu un bilanț de 3 victorii, după rezultatele de egalitate și 3 înfrângeri. 2 rezultate de egalitate și 3 înfrângeri cu Rapid, Unirea Urziceni și FC Timișoara. Handbaliștii juniori 1 de la Liceul Program Sportiv Vaslui dispută sâmbătă 18 decembrie ultima partidă oficială din acest an, în compania echipei LPS Iași. Elevii profesorului Sebastian Hagiu au o misiune ușoară în fața echipei LPS Iași, ultima clasată din seria A. Cu toate acestea, junii de la LPS Vaslui tratează cu maximă seriozitate întâlnirea, astfel încât să se instaleze confortabil pe locul 2 în clasament, calificabil la turneul semifinal. Dorim să obținem o victorie, astfel încât să încheiem anul cu fruntea sus. Vrem să ajungem din nou la turneul semifinal. Avem șanse și dorim să ne consolidăm poziția ocupată în prezent în clasament, a spus Sebastian Hagiu. LPS Vaslui ocupă locul 2 în clasamentul seriei A cu 8 puncte la 4 boabe distanță de liderul Știința Bacău. Partida LPS Vaslui LPS Iași și este programată sâmbătă 18 decembrie de la ora 12 în sala sporturilor din Vaslui. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Un weekend frumos vă doresc. La revedere!